Credința sunt ca două aripi cu noi, cu care noi zburăm spre adevăr. Și chiar în acest context, aceste elemente care sunt esențiale pentru om sunt importante. Nu se pot neglija. Și chiar dau acest echilibru în om, care nu se teme, știți, nu... Omul nostru modern e destul de dezechilibrat. Exact, exact, știți. Și aceste semnele a speranței, știți, pentru că țin minte când, momentul când el a murit, am organizat de două ori, mergeam cu un peregrinaj la Sanctuarul Divinei Durerii la Cracovia și noaptea asta mergeam, eram în autobuz și el a murit în 2 aprilie 2005 și a murit în ziua, prima sâmbătă a lunii, când este ziua Maicii Domnului, și în ajunul Sărbătorii Divinei Durerii. Și chiar când ziua următoare eram la Sanctuarul Divinei Durerii, se citea binecuvântarea lui, care el transmitea tuturor care au venit acolo. Și chiar a devenit viu, că știți, prin acest cuvânt care era ceva, adică impresionant, impresionant. Cum impresionant este portretul lui, așa cum reiese din această carte. Știți, eu când am citit primele mele informații despre papi, au venit indirect atunci când în Renaștere papii erau foarte prezenți și erau pomeniți și erau fie patroni ai artelor, fie persoane scelerate, cum era, sau stranii, cum era războinicul Iuliu al II-lea sau Alexandru al VI-lea Borgia, persoane stranii. Niciodată n-am avut senzația sfințeniei papilor. În plus, când am început să citesc sistematic despre papi, a fost cartea lui Leopold von Ranke despre papalitate. După aceea, informații am primit de la corespondența dintre Lordul Acton și Döllinger, în care Lordul Acton era foarte împotriva infailibilității papei, pe care Döllinger a apărat-o, și asta finalmente maestru și discipol i-a separat. Și percepția mea a fost că papii sunt în primul rând oameni de stat. Cât m-am înșelat, părinte? Știți? Cât m-am înșelat? Adevărat. Și chiar vreau să vă spun, era, tot în cartea asta este pomenirea, am avut un unc care era benedictin, după aceea camaldoleze, Piotr Stvorovski, care era la închisoare. Era închisoare, știți, era 4 ani închisoare și pentru ajutat pe ceh. Și el des repetea o frază care de 2 ori am auzit despre el. El spunea unchiul dumneavoastră, unchiul, da. Piotr Stvorovski. Nu așa apropiați, însă eram, că eu spiritual eram foarte apropiați, că știți, însă cunoșteam bine pe el. El chiar a binecuvântat căsătoria părinților mei, că și când mergeam la școală, părinții mi-au dus la Tineț și pentru binecuvântare să mi dea binecuvântare. Știți, însă vreau să... Și el repetea această frază, că întâmplare din istorie, că vorbea Napoleon Bonaparte, care era fiul Revoluției din Franța, știți, așa că, adică conjuncturală, așa, toată genialitatea lui, că... Și el vorbea cu unul din familia lui care era mare cardinal francez. Și vorbea cu acest ton, știți, un tupeu unui parvenus care a devenit cezarul, adică cezar al francezilor, că știți cum a făcut cu Pius al VII-lea, cu această aroganță lui teribilă. Da. Și vorbea așa cu acest un cardinal. Și el spune așa, vezi, tu nu distrugi biserica, pentru că noi cu comportamentul nostru facem deja aceasta 18 secole, încă nu am reușit. Atât de puternică e. Sigur. O dovadă a existenței lui Dumnezeu, exact, și a sfințenia bisericii. Biserici. Știți? Și s-a întâmplat un lucru când Sfântul Părinte era la Liechtenstein. Era întâlnirea cu tineri. Era un stadion plin de mai mult de 5.000 de oameni, de tineri. Și s-a structurat această întâlnire cum era întâlnirea Paris de Prince, la Paris. Tineri au formulat întrebarea, au trimis la Roma și Sfântul Părinte a venit cu răspunsul gata făcute. Și totuși s-a întâmplat că a intrat în rândul celor care puneau întrebări, unul,
cu această aroganță tinerilor, care nu era împrevăzut. Și spun așa, în fața tuturor, el spune, eu nu cred în biserică, pentru că în biserică sunt prea mulți păcătoși. Și spune, știți, la stadion, mai mult 5.000 de tineri se adresează Sfântului Părinte, știți? Sfântul Părinte imediat s-a ridicat și spune, din fericire, că biserica este biserica păcătoșilor, pentru că este locul pentru tineri și pentru mine. Și s-a așezat. Perfect. Știți? Și tineri așa au rămas, știți, puțin așa în liniște, pentru că auzeau aceste cu... Și a făcut un aplauz fantastic. Da. Și asta, știți, această puterea, el, știți, folosind rațiunea luminată cu credință, n-a avut frică. Și nu se temea, știți, de aceste contestări în fața, știți, 5.000 de oameni, că este normal, omul este terorizat de tensiune care este. El... Și asta facea rugăciune. Știți, el era, de exemplu, foarte des, se vede când se observă pozele lui, se vede că el aproape nici ca buze, cum ar fi vorbit, ascultând sau... Se ruga în continuu. Spunea Bucură-te, Maria. Se ruga în continuu. Știți, el repeta și asta era ceva fundamental în viața lui, că el... repeta Maicii Domnului, însă cu toată inima lui, această frază latină care a spus Sfântul Ludwig Gneu de Montfort, totus tuus, ego sunt Maria, et omnia mea tua sunt. Totul sunt al tău, Maria, et toate ale mele sunt ale tale. Asta a fost deviza lui. Deviza lui, asta. Și el trăia acest lucru. Trăia într-adevăr. Asta am văzut la mari duhovnici din nordul Moldovei. Ei aveau un imperceptibil tremur al buzelor continuu. Ei spuneau continuu rugăciunea inimii. Erau mereu angrenați în rugăciunea inimii. Puterea rugăciunii n-am văzut-o atât de puternică cum a fost la Sfântul Părinte. Și mi-am reconsiderat complet opinia despre papi, despre Ioan 23, despre Paul al VI-lea. Au fost oameni sfinți. Adevărat. Ioan Paul I-ul, sigur, care a domnit 33 de zile, a fost un om sfânt. Când a fost ales, le-a spus cardinalilor, după ce le-a spus că acceptă, sper să vă ierte Dumnezeu pentru alegerea pe care ați făcut-o. Exact. Și știți, această libertate, știți, așa, pentru că și nu era original. A repetat un lucru care deja în istoria s-a spus. Ca Dumnezeu să vă ierte în ceea ce ați făcut. Alegând pe mine, știți, da. Așa. Adică, adevărat că și această dezinvoltură, așa, știți, care chiar este semnul prezenței Duhului, că omul este liber și se simte liber de a spune ceea ce se gândește într-adevăr. Da, extraordinar de impresionant. Sunt pasaje în această biografie, mi-am notat aici pe prima pagină, predicația Părintelui, Sfântului Părinte. Și există un lucru cu care a venit în conștiința mea Ioan Paul al II-lea atunci când am auzit prima oară de alegerea lui. A fost o emisiune făcută la Europa Liberă, postul în limba română, în care s-a făcut un rezumat al unuia dintre primele lui discursuri, a cărui temă era nu vă fie frică să-L primiți pe Hristos. Și acest nu vă fie frică, pe care eu l-am auzit în 1978, venit de la un post din străinătate, într-o țară comunistă, în care din 1977 lucrurile mergeau din mai rău în mai rău, a sunat ca un fel de șoaptă. Nu ești singur. Și nu ai niciun motiv să-ți fie frică. Cu acest cuvânt a intrat Sfântul Părinte în inima mea și așa a rămas. Ca unul care vă spune, nu aveți niciun motiv să vă fie frică. Ceva foarte impresionant. Discursul acesta e chiar primul pe care l-a ținut. Pe 22 octombrie 78. Pe 22 octombrie 1978. 78. Să nu vă fie frică să-L primiți pe Hristos și să-I acceptați puterea. Ajutați-L pe Papă și pe toți cei care doresc să-L servească pe Hristos și cu puterea lui Hristos să servească persoana umană și întreaga umanitate. Să nu vă fie frică.